Mi l'ha dato un montato, ma che lo dico. Te va che non riesci a poi conoscere. Despre această înțelepciune pe care fratele meu a citit, mi-am notat câteva gânduri și vreau să vi le împărtășesc împreună, pentru că cu toți avem nevoie de înțelepciune. Deci au nevoie de înțelepciune și frații în vârstă, și surorile, și tinerii, și tinerele, și copilașii, și noi toți avem nevoie de înțelepciune. Și aș vrea să vă întreb cine este înțelepciunea, unde se poate găsi această înțelepciune. Și toate răspunsurile, să știți că nu vin de la mine, ci vin din Scriptură. Avem aici Cuvântul lui Dumnezeu care ne învață. De la El primim toate. Noi nu suntem decât slujitori și vi le transmitem vouă și nouă. Că noi toți avem nevoie. Binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți rapid să ne uităm în Cuvântul Domnului, să vedem cine este înțelepciune. Ne uităm în Cuvântul Domnului, în Proverbe, capitolul 8, pagina 646. Și aș vrea să ne uităm în Cuvântul Domnului împreună. Deci legat de înțelepciune este foarte mult de vorbit. Noi putem numai spicui un picuț, dar cred că e benefic pentru noi, pentru fiecare din noi, să înțelegem. Și apoi, de fiecare dată când ne rugăm, primul lucru pe care trebuie să-l cerem înaintea Domnului, să cerem înțelepciune. Întrebarea mea pe bancă, mi-am pus și eu întrebarea, am zis, când a fost ultima oară când am cerut înțelepciune, rugăciune, dar în mod insistent înaintea lui Dumnezeu. Ne aglomerăm cu multe lucruri, cu multe gunoaie, ne pădesc toate gândurile din lumea aceasta, cu problemele de familie, cu problemele de copii, cu situațiile, și nu e rău că e foarte bine să ne ocupăm și de acestea. Dar frații mei, dragi frați, tineri, surori, avem nevoie înainte de toate de înțelepciune. Oamenii caută fericire în multe locuri, în multe părți. Dar vreau să vă spun ceva și vă citesc din Cuvântul Domnului. Cu adevărat, fericirea o dă înțelepciune. O să vedeți. Haideți să ne uităm în Cuvântul Domnului. Haideți să vedem acum cine este înțelepciunea. Și uitați-vă, titlul acestui pasaj zice Obârșia înțelepciunii. Adică de unde este, de unde vine. Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui. Înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost așezată din veșnicii înainte de orice început. Înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu era adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile. Când nu era încă nici pământul, nici câmpii, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Și aici coboară și auzi ce spune. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus, când a țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temelile pământului, eu eram meșterul lui la lucru lângă el. În toate zilele eram desfătarea lui. Dar cine poate să scrie lucrul acesta? Cine este înțelepciunea? Frați și surori, surorile, dragii mei frați, cine este înțelepciunea? Domnul Iisus. El este din veșnicie în veșnicie. Și dacă Domnul este înțelepciunea, dragii mei, haideți să ne uităm în Cuvântul Domnului de unde s-a citit. Unde o găsim? Unde găsim înțelepciunea? Uitați-vă ce scrie în Proverbe, capitolul 3, versetul 13. Ferice de omul care o găsește. Care găsește înțelepciunea și de omul care capătă priceperea, căci câștigul înțelepciunii. Auzi ce spune acum. Pe care le aduce această înțelepciune este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Și auziți, ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemăna cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei
bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Amin. Știți de ce de multe ori nu suntem fericiți? Și ne vedem numai cu somoră și întristați. Că ne lipsește înțelepciune. Ascultați-mă foarte bine. Și că dacă ai înțelepciunea, înțelepciunea aduce și celelalte valori pământești. Dacă o să putem numi așa, așa spune aici. Dar mai presus de orice trebuie să ai înțelepciunea. Slăviți să fie Domnul. Și dacă ai înțelepciunea, deja ești un om fericit, binecuvântat să fie numele Domnului. În această zi, aș vrea să ne cercetăm fiecare dintre noi. Doamne, cum stăm? Sunt un om fericit? Mă pot declara fericit? Și când stau de vorbă cu cineva, să nu încep să te plângi, să nu încep să spui nu știu ce probleme ai, care sunt problemele tale, ci să spui primul lucru, sunt un om fericit. Aleluia! Că Dumnezeu locuiește în mine, Iisus locuiește în viața mea, trăiască numele Domnului. Și binecuvântat să fie numele lui Iisus. Auziți ce spune, ce face înțelepciunea, dragii mei, hai și haideți să ne uităm în Proverbe, capitolul 17, versetul 23. Haideți să ne uităm în Biblie. Capitolul 16, mă iertați. Versetul 23. Citim și versetul 22. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are. Dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă, își arată înțelepciunea când vorbește. Și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Amin. Frații mei, cum e vorbirea ta? Te întreb în această zi că aș vrea să-și cercetezi tu viața și eu viața. Când te întâlnești cu cineva, cum vorbești? Ești o mângâiere pentru respectiv? Sau ne trezim uneori ca penina care tot înțepăm în stânga și în dreapta? Păi așa scrie aici. Uitați-vă ce spune. Cine are o inimă înțeleaptă, își arată înțelepciunea când vorbește. Nu? Că ești omul lui Dumnezeu, că ești femeia lui Dumnezeu. Nu începem să vorbim despre un altul, nu începem să... Eu mai știu să spunem de ce a făcut X sau Y. Nu începem să scoatem acul, să înțepăm într-o parte și alta. Nu! Pentru că înseamnă că ne lipsește înțelepciunea. Doamne, ai milă de noi! Cine are o inimă înțeleaptă, își arată înțelepciunea când vorbește. Și cuvântul Domnului spune, cuvintele tale să fie pline cu har. Trăiască numele Domnului. Frații mei, trebuie să cerem înțelepciune. Avem nevoie de înțelepciune. Doamne, îndură-te de noi. Vorbeam data trecută despre David și am atins un pic pe partea aceasta înțelepciune. Cu adevărat era un om înțelept. Era o mângâiere, era o binecuvântare. Era Dumnezeu în viața lui, binecuvântat să fie Domnul. De aceea a spus Domnul despre el. Că David este omul după inima lui Dumnezeu. În multe rânduri Saul a căutat să-l omoare și David acum știa că el este dușmanul lui de moarte. Dar niciodată David n-a văzut adrese sau cuvinte de ocară la adresa lui Saul. Frații mei, n-am văzut cuvinte de ocară, de batjocură,
a avut, l-a dat Domnul în mâinile lui de câteva ori, în câteva rânduri. Și au venit slujitorii și zău zi, gata să vă morți, l-a dat Dumnezeu în mână. Și a zis, nu mă pot atinge de osul Domnului. Și auzi ce vorbește lui Saul, zice, tu, operate, vii să te lupți cu om, purici un câine mort. Care puteți să zică, auzi, ai putea, eram gata să te omori odată, de două ori, de trei ori. Dar înțelepciunea se arată o în viața omului atunci când vorbește omul. Doamne, ai milă de noi. Amin. Și dă-ne această înțelepciune. Nu fi un om arțăgos, nu fi un om care scos numai foc din gura ta. Cu surorile sau tinerii. Frații mei, pe Barnaba îl numea Biblia om, fiul mângâierii. Fiul mângâierii înseamnă că omul era îmbrăcat cu înțelepciune, slăvit să fie numele Domnului. Ca de altfel și Ștefan. Oameni îmbrăcați cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Doamne, îmbracă-ne cu înțelepciune. Avem nevoie, frații mei, de această înțelepciune. Fii omul care ai totdeauna în gura ta cuvintele pline de farme. Amin. Așa spunea psalmistul. Deci în inima mea, în gura mea, sunt cuvinte pline de farme. Măriți să fie numele Domnului. Nu te mai vorbi de unul de altul. Frații mei, vedeți cât se consumă Duhul acesta? Vorbele acestea ale bârfe, știți că se consumă? Este afacerea diavolului. Așa mi-am notat-o eu. Vinde diavolul vorbe și bârfe la pocăiți cu grămadă. Dar nu-i treaba ta de nimeni. Nu-i treaba mea de nimeni. Haideți să ne corectăm fiecare din noi. Să căutăm să cerem înțelepciunea lui Dumnezeu ca vorbele noastre, cuvintele noastre să fie pline de har lui Dumnezeu. Să fie o plăcere pentru omul care abia să așteaptă să se mirească. Necăzul nu s-a întâmplat. Abia aștept să te vezi cu cineva că știu că vorbește frumos, te-ai de vorbă cu el. Spunea și Apostolul Pavel, când vă întâlniți, ce să vorbiți? Aleluia! Spunea să cine are o cântare, un psalm, să cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi. Nu să vorbim de altcineva, pentru că e un semnal de alarmă pentru mine. M-am uitat în Biblie acum rapid și am căutat câteva gânduri. Cine are o inimă înțeleaptă, își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se vede învățături noi pe buzele lui. Amin. Ajută-ne, Doamne, să luăm aminte, surori și frați. Să nu ne preocupe alte lucruri, ci cuvintele noastre să fie cuvintele care vin direct de la tronul Domnului Dumnezeu. Care vin din cuvintul, din cuvintele lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Că la un moment dat, eu vă întreabă. Vine eu și spune, Doamne, dar unde e înțelepciune? De unde vine? Unde e casa ei? Și dacă vă uitați cât de frumos explică, uitați-vă și haideți să ne uităm în Iov, capitolul 28. M-am uitat și m-am minunat în același timp de ce spune. Și au de ce spune Domnul acum? De unde iese argintul? De unde iese pâinea? De unde iese toate lucrurile? Auzi ce spune? Argintul are o mină de unde se scoate și aurul are un loc de unde este scos ca să fie curățat. Fierul se scoate din pământ. Piatra și piatra se topește ca să dea rama. Omul pune capăt întunericului, că cercetează până la ținturile cele mai adânci. Pietrele ascunse în negura și în umbra morții. Sapă o fântână departe de locurile locuite. Picioarele nu mai sunt de ajutor. Stă atârnat și se clatină departe de locuințele omenești. Pământul de unde iese pâine este răscolit înăuntru lui ca de foc. Pietrele lui cuprins safir, în el se găsește pulberea de aur. Pasărea de pradă nu-i cunoaște cărarea. Ochiul vulturului n-a zărit-o și cele mai trufașe dobitoace n-au călcat pe ea și leul n-a trecut niciodată pe ea. Omul își pune mâna pe stânca de cremene și răstoarnă munții din rădăcină. Și se întâmplă lucrurile acestea. Auzi ce spune cuvântul Domnului. Ochiul lui primește și tot ce este de preț în ele. Oprește curgerea apelor și scoate la lumină ce este ascuns. Dar înțelepciunea unde
spune. Nu-i cunoaște prețul, ea nu se găsește în pământul celor vii. Adâncul zice, nu este la mine. Și marea zice, nu este la mine. Ea nu se dă în schimbul aurului. Auzi ce spune? Nu se cumpără cântărindu-se cu argint. Și așa se întâmplă. Că unii spun, domne, om înțelept ăsta, a învățat multe. Frații mei, se poate și lucrul acesta, dar ai înțelepciune firească. Înțelepciunea care vine de sus este de la Dumnezeu, ea nu se poate cumpăra cu nimic. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ea se dă în dar tuturor acelora care o caută și o cer de la Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. De unde vine înțelepciunea, versetul 20? Unde locuiește? Este locuința priceperii. Ea este ascunsă de ochii tuturor celor vii. Este ascunsă de păsările cerului. Adâncul și moartea zic. Noi am auzit vorbindu-se de ea. Dumnezeu îi știe drumul. El îi cunoaște locuința. Și acum versetul 28. Apoi a zis omul, iată frica Domnului. Aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este priceperea. Frica de Domnul. Auzi? Când începe să ia formă înțelepciunii în viața ta, când începi să te temi de Dumnezeu. Eu nu fac asta. De ce Iosif nu faci? Nu fac că mă tem de Dumnezeu. Aleluia! Iosif înseamnă că avea înțelepciune. Aleluia! Păi păcătuiești și tu odată și după aia te pocăiești. Nu! Nu fac aceasta, nu-L întristesc pe Dumnezeu. Îi frica de Dumnezeu în inima mea. Nu mă uit la telenovele toată ziua, nu, că mi-e frică de Dumnezeu. Nu mă hrănesc cu gunoaiele lumii. Nu mă hrănesc. Mi-e frică de Dumnezeu și aia este începutul înțelepciunii. Și începe lucrarea lui Dumnezeu să lucreze în viața ta. Frații mei, înțelegi, surorile, tinerele dragi, înțelegi care e înțelepciunea? Vrei să fii fericită? Te întreb în această zi, vrei fericirea? Sunt aici tinerile noastre, tinerii noștri. Găsește-ți plăcerea în cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Fericirea nu vine nici din bani, nici din faimă, nici din nume, nici din valorile materiale, nu. Fericirea vine de sus. Dar aia înseamnă să te păzești de păcat. Aleluia! Să te păzești de fără de lege, păzește-ți ochii. Mai mult ca orice, păzește-ți gura, gândurile tale, să vină să fie cuvântul lui Dumnezeu peste mintea ta. Ca să fii fericit. Slăvit să fie Domnul. Te păzești de rău? Nu mă duc în locul cu tare. N-am ce căuta acolo. Că-i păcat, îl întristesc pe Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Asta e frica de Domnul. Frații mei, haideți să ne mai uităm și imediat voi încheia. Uitați-vă ce scrie Proverbe 18, versetul 4. Zice, cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Nu se termină. Măriți să fie Domnul. Uitați-vă ce ne mai învață înțelepciunea. Te ajută să rabzi în întâlnirile tale, în conflictele tale. Uitați-vă ce scrie Proverbe 19 cu 11. Înțelepciunea face pe om răbdător. Dacă n-ai răbdare, înseamnă că îți lipsește înțelepciune. Așa scrie Biblia. Și trebuie să o ceri. Doamne, dă-mi răbdare. Și aia înseamnă că ai înțelepciune. Auzi o vorbă, auzi o focul. De la fata mea, mi-a dat băiatul meu, mi-a zis mie de slujire, mi-a vrut, nu știu ce. Nu, taci, nu fi răbdător, ca Domnul Iisus. Amin. Mărit să fie. De ce să te aprinzi așa, ca o scânteie? De la nimicuri.
spune Biblia, înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile altor. Amin. Amin. Păi te mai întâlnești cu cineva. Păi nu știi ce mi-a făcut mie acum un an, doi, trei, cinci? Nu știu. Nu cumva îți lipsește înțelepciunea, frate sau soră? Că îți aduce aminte de gunoaiele lumii? Ce-ar fi însemnat pentru Domnul să-și aducă aminte de toate gunoaiele tale? Și să le scoată în fiecare zi? Nu? Iartă-ne, Doamne! Iartă-ne, să ne ierte Domnul! Să te ierte Domnul de starea ta de mânie, de iuțime! Să te ierte Domnul, frate! Înseamnă că îți lipsește înțelepciunea. Păi mi-a greșit mie, frate, nu pot, nu mai vreau să am de-a face cu el. Nu arată Biblia așa nicăieri. Biblia ne arată să uităm greșelile tuturor celor care ne-au greșit. Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Și apoi, dragii mei, versetul din 24, Proverbe 24, înțelepciunea te ajută să aduni valorile spirituale. Amin. Uitați-vă ce spune. 24, Proverbe, capitolul, versetul 3. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umple cămările ei și de toate bunătățile de preț și plăcute. Slăvit să fie Domnul. Ce aduni în casa ta? Închei imediat. Ce aduni în casa ta? Să pune întrebare. Vorbele unora, altora sau valorile? Auzi ce spune cuvântul Domnului și haide să ne uităm în Psalmul 19, cred că scrie câteva versete frumoase, și auzi ce spune. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Și auzi ce spune acum. Ele sunt mai de preț decât aur, decât mult aur curat, sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din farul. Rogul tău primește și el învățăturile de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Amin. Ce adun în inima ta, în casa ta? Așa spune aici. Adună valorile. Zice, prin știință se umple cămările de toate bunătățile de preș și plăcut. Trăiască numele Domnului. Amin. Ce adun? Care sunt lucrurile pe care le adun? Vă duc un exemplu ce a adunat Acan în casa lui. Știți ce a adunat Acan, nu? Trebuia dat tot spre nimicire. Domnul a zis, vă dau Canaanul, vine Iosua la el și spune, nimeni să nu se atingă de nimic, tot să fie dat spre nimicire. Și când intră Acan în cetate, zidurile au căzut, ce vede acolo? O manta de șinea, o placă de argint, le-a luat și le-a dus unde, credeți? Acasă! Acasă le-a dus! Știți ce a adus lucrurile care le-a dus acasă Acan, ce a adus peste el și casa lui? Ce a adus? Să vorbească și surorile, și frații. Ce a adus Acan? Ce a adus lucrurile acestea care le-a adus Acan în familie? A adus nimicirea familiei. A adus distrugerea căminului. Ce aduni în casa ta? Omul înțelept adună valorile spirituale. Tânăra înțeleaptă adună valorile spirituale. Nu judecățile oameni, nu vorbele de ocară, nu gunoaiele lumii. Noi n-avem nevoie de gunoaie. De ce faci curat în casa ta? De ce îți faci curățenie în bucătărie, în debarat? De ce? Pentru că vrei să scoți gunoiul, să scoți lumea,
să scos praful. Și să faci curățenie în casa ta. Așa cum spunea, să prinzi lumina, să ridici covorul, să scoți gunoaiele din familie. Să înseamnă lucrurile lumii afară. Vorbele de ocară, judecățile, eu mai știu ce ai tu, care te preocupă în fiecare zi. Dă-le afară din casa ta și adună valorile spirituale. Să vină binecuvântarea, să vină fericirea peste casa ta. Și că o femeie s-a dus la Elisei, s-a avut datorii, că murise bărbatul ei. Și a întrebat pe Elisei un singur lucru. Știți ce a întrebat? Ce ai acasă? Ce ai acasă? Și vreau să-ți răspunzi tu în dreptul tău. Ce ai acasă? Uită-te în sertare, uită-te în debarare, uită-te la baie. Ce ai acasă? Te întreb, ce ai acasă? Păi, Doamne, am vopsele de toate națiile. Vopselul. Am farduri de toate națiile, cele mai scumpe. Cum a pocăiții, asta folosesc. Am aia. Nu știu dacă ar fi zis lui Elisei, femeia aceasta, că avea alte lucruri, dacă problema ei se rezolva. Eu nu cred. Nu știu de ce trebuie să vorbesc ca lucrurile astea, dar Duhul Sfânt mă călăuzesc eu, pentru că am citit versetul ăsta. Ce ai adunat în cămări? Ce ai adunat tu în cămări? Ea a zis, stăpâne, omule lui Dumnezeu, știi ce am acasă? Mai am puțin un demer. Aleluia! Trăiască Domnul! Amin! N-a zis omului Dumnezeu, dacă ai prea puțin, nu poți să te ajut cu nimic, că Domnul nu rupe trestia aia care-i frântă și nici nu stinge mucul care fumecă. El începe și înmulțește un de lemn. Aleluia! Și când a auzit că are un de lemn, a zis, auzi, du-te adună vase tot, adună vase de la vecini. Intră în odăița ta cu copiii tăi. Când ai intrat în odaia ta cu copiii tăi? Soră, frate, tânăr, drag, știi că e pericol pentru copiii tăi? Știi că lumea în care trăim, în vremurile în care trăim, e un mare pericol? Trăim în lumea aceasta și amintea cineva și spunea că sunt tineri din comunitatea noastră care se droghează astăzi? Îndură-te, Doamne, de aia. A început un tânăr românaș să-i descrie pe ai noștri pe nume. Păi, numele lui ăla, numele lui ăla, numele lui ăla, numele lui ăla, numele lui ăla. Și a fost lucrare. Ascultați-mă. Cu ani în urmă locuiam la etajul 6 pe natație, prin Sora Eufrozina. Că mamele își vor plânge. Ne vom trezi. A fost lucrarea pe Nicu Cosma aici. Să închidem porțile, să le ferecăm. Frații mei, ce are acasă? Știi că e un pericol? Știi că e un pericol? Auzeam acum că și pe la fântânele au început să aducă droguri și să se ducă și să împartă droguri la fântânele? La fântânele? La țară? Unde-i foamea? Se poate? Și după aia cauți, am înțeles că a adus o mamă copilului din Germania tocmai să salveze de droguri, să-l aduc aici. Și au început acum să se împrăștie pe fântânele. Și tu spui, nu e problemă! Și crește copilul tău, se duce la școală și poate să-i plasă de șiruri. Și după aia nu mai poți să faci, omule! Și adu-mi valori și te uiți în stânga și în dreapta. Dar nu te uiți pericolul care e pentru tine și casa ta. Ce ai acasă? Ai un de lemn? Slăvit să fie Domnul dacă e un de lemn. Adună vase și umple-le în odaie. Și Domnul te va binecuvânta. Înțelepciunea te învață. Dacă nu adun astfel de valori, înseamnă că ești
un om de nimic. Vreau să mă, să vă supăr pe niciunul. Dar dacă nu atun astăzi, câtă vreme se spune astăzi, îi vai de noi! Lucrarea de joi ați ascultat-o cu toții prin fratele Silică. Duhul Sfânt a vorbit. Și a zis că vor veni plângi, vor veni nenorociri. Dumnezeu își va deslănțui mânia pe pământul acesta. Ce credeți? Și având botezul și având pocăința și nu te interesează, te devine moartea la noapte, ce faci? Se poate? Poate opri cineva moartea? Dacă o trimite stăpânul? Nu! Frații mei, ne-am dus la sora noții la spital și am vizitat-o imediat, voi încheia. Și erau acolo încă 3-4 femei, dacă nu greșesc, una nici n-am observat. Era băgat acolo în durerile ei, sărăcuța femeie. Dar celelalte femei au început deja să-și aducă aminte că mai sunt pocăiți prin satul lor și că m-au vizitat pocăinții și că s-au dus. Dar până acolo nimic! Nu le-a interesat. Dar când era la spital acum, când ne-am dus la sora noții, ne-am rugat pentru ea, ea era plină de liniște și de pace decât toate celelalte. De ce? De ce credeți? Avea siguranță mântuirii. Aleluia! Vine Domnul la noapte, trăiască numele Domnului. Am siguranța mântuirii. Se pune întrebarea, ai siguranța mântuirii? Dacă se întâmplă o nenorocire la noapte? Dacă se întâmplă un accident? Dacă se întâmplă o situație? Vine moartea, vine infarctul? Ai siguranța mântuirii? Care sunt lucrurile care le-ai adunat? Gunoaile? De pe toate stările la unii și la alții? De pe toate Facebook-urile? Frații mei, dacă mai aveți Facebook-uri, opriți-le. Amin. Am stat de vorbă cu cineva ieri sau alaltă, săptămâna aceasta. Și am zis, auzi, e vremea când trebuie să te trezești. Oprește Facebook-ul și tu și casa ta și soția ta și începe o pocăință, fă o reformă în familia ta. Că trebuie să vei pierde copiii și va veni nenorocirea și vei plânge. Eu nu vreau să vă sperii, dar așa este, asta e realitatea. Adună valorile spirituale în casa ta. Preocupă-te în fiecare zi să mai adun cât un mărgăritar, cât o perlă. Astea sunt perlele care vin de la Domnul. Cere de la Domnul descoperirea. Doamne, fă și din copiii mei un proroc. Amin. Amin. Fă și din copiii mei cântăreți. Fă și din copiii mei. Va veni vremea când vei vrea să vină copilul tău în adunare să cânte și nu vei mai putea. Nu vei mai putea. Că nu mai poți să-l controlezi. Tu spune, du-te la biserică și el se duce în alte locuri. Și cine crezi că o să sufere? Cine? De ce? Că lași-mă, lasă-mă ia acum, lasă-mă, de ce să se ducă la Conțești? Păi de ce să se ducă acolo? Lasă-l aici! Lasă-l la București! Lasă-l ca pe Sau din Ioană! La câmp, la vânătoare! Nu? Da! Lasă-l acolo! Și a fost gata să-și vândă dreptul de întâi născut pe nimic! Pe o ciorbă de linte! Iacob stătea pe la casă, pe la mama lui, la fusta lui mamă, sau la Rebecca. Făcea curat, făcea mâncare și toate binecuvântările au venit peste Iacob. De ce? Frați, la unii tați, eu știu lucrul ăsta, vă spun că știu. Eu am auzit asta. Le plăcea când băieții lui la un moment dat se lăudau, se le făiau. Bă, tu nu știi? Ai și băiatul meu cu fata lui deputatul putere. Cu fata lui cu tare. Adică cum a satisfăcut în inima lui. Nu mai avea frică. Că nu mai era frică. Că dacă nu-i frică de păcat, nu-i frică nici de Dumnezeu. Și bine sunt asta. Te lauzi cu păcat. Iisuse. Îndură-te.
ne ridicăm în rugăciune.